Bine v-am regăsit! Din nou un clip cu un produs Makita, tot pentru prietenul meu, care este fan al acestei firme. Avem aici un polizor unghiular, modelul GA5030R. Este un model de 125 de mm, cu o putere de vreo 720 W, parcă atât am văzut pe undeva pe etichetă sau în informațiile de pe site, de unde l-am cumpărat. Deci vine așa într-o cutie din asta de carton, tradițională, pentru Makita. Hai să vedem un pic cum arată. Deci, acesta este modelul. Și cum v-am spus, un polizor mic, de mână. Când vorbesc de mână, mă refer la o singură mână, ca să ne înțelegem. Prea multe informații așa pe cutie nu sunt, în afară de denumirea asta în mai multe limbi aici, câteva imagini și cam asta e. Este un produs făcut în România. De obicei, Makita produce modelele astea de polizoare în România pentru toată Europa. Și ăsta și ăla care vi l-am arătat eu într-un clip anterior. Și alea mari, cum ar fi GA9020. Hai să desfacem, să vedem cum vine în cutie. Cum arată în pachet. Hop. Avem aici un disc pentru degroșat. Makita 125 de mm. Are 6 mm grosime. Deci asta e foarte bun pentru degroșat. Hai să vedem, cărți, certificat de garanție, manual de utilizare și, de obicei, ce mai pun ei pe acolo, măsuri de siguranță și alte lucruri. Avem o apărătoare neagră, așa cum le face Makita la fiecare model de polizor unghiular. Văd că este solidă, destul de lată. Chiar îmi place și felul că e neagră. Mânerul lateral negru. Ok. Să vedem, avem aici cele două flanșe. Da, pentru strângerea discurilor. Avem cheia de strângere neagră și asta și avem, bineînțeles, și polizorul. Asta este modelul de polizor, un polizor mic care poate fi folosit, așa cum vă spuneam și mai devreme, cu o singură mână fără probleme. Hai să o luăm așa din mai multe laturi. Avem marca reliefată, ca de obicei, Makita. Butonul de acționare arată în felul ăsta, are un loc așa pentru degetul mare. Pare că se acționează destul de ușor. Mie, în general, îmi plac foarte mult butoanele astea de acționare la Makita. Sunt bine făcute. Se acționează ușor și sunt și foarte stabile. Avem aici o etichetă, arbură M14, capul angrenajelor metalic, fantele de refulare aerului, butonul pentru blocarea axului, ca să putem să schimbăm discul. În partea asta, pe fața cealaltă, nu este nimic. Iar pe spate avem o etichetă. Deci 125 de mm, modelul GA5030R, exact cum vă spuneam, are 720 de W, o rotație maximă de 11.000 pe minut și făcut în România, cum vă spuneam și mai devreme. Este destul de finuț lucrat. Îmbinat destul de bine. Știți că eu aveam o problemă cu
îmbinării de la Makita, dar văd că modelul ăsta chiar este foarte bine făcut. Nu sunt canale lăsate libere. Hai să văd dacă se mișcă și la acest model. Da, se mișcă un pic partea asta neagră. Și asta datorită faptului că este prinsă într-un singur șurub aici în capăt. În rest, aici nu mai are niciun loc. Și atunci când acționați acest model un pic mai agresiv, se simte un joc al părții din spate, acesteia negre, față de restul carcasei albastre. Dar nu este o problemă foarte mare. Aici capacul ăsta este metalic, exact cum este și la modelul meu. Mă uitam că modelul ăsta la capătul angrenajului este aproximativ la fel, așa ca design, ca și model, atât că ăsta am impresia că este vopsit, spre deosebire de ăsta care, după culoarea materialului, cred că este un metal doar tratat și cam atât. Nu pare să aibă vopsea pe el. În schimb, ăsta, după cum lucește așa, am impresia că are o vopsea. Nu mai e nicio problemă. Mânerul lateral se poate prinde pe ambele laturi. Ori aici, ori în partea cealaltă. Se montă și apărătoarea. Îi punem un disc, îl băgăm un pic în priză, vedem și noi cum merge. Și din câte am înțeles, și modelul ăsta are funcția aia de protecție la restart. Și vreau să o testez. Ca de obicei, trebuie să mă uit la aceste ieșituri din metal, care sunt sudate pe apărătoare, ca să le pot introduce în aceste canale de aici. Și odată ce apărătoarea s-a dus până la capăt, vedeți că are aici un limitator care se oprește exact în piesa asta. Și o să strâng apărătoarea. După care se pun cele două flanșe. Prima asta cu forma asta care trebuie să se potrivească cu modelul axului. Discul. Asta este un disc cu degajare. Vedeți că are această formă ieșită. Așa se cheamă ele, cu degajare. Se montează. Se pune la loc și cealaltă flanșă sau piuliță, cum vreți să-i spuneți. L-am strâns. Punem și mânerul lateral ca să avem de ce-l ține. Ok. Deci cam așa arată. Echipat și pregătit. O să-l bag un pic în priză. Să văd și eu cum turează. Da, pare să aibă destulă forță așa. Discul ăsta e și greu și când îl turează se simt vibrații destul de mari în aparat. Hai să-i probez și funcția asta de protecție la restart. Deci o să l-am scos din priză. Butonul este acționat. Ar trebui să nu pornească acum când îl bag în priză. L-am băgat, deci n-a pornit. Înseamnă că are funcția asta de care vă spuneam. Facem și proba. Da, deci are și funcția asta. Vedem așa ca dimensiuni, un pic o comparație față de modelul pe care l-am eu. Un pic mai subțire și normal.
Stare 720, ăsta are 850 sau 840. 840 are, m-am uitat pe etichetă. E un pic și mai greu, dar așa cum vă spuneam, e firesc să fie. Asta e pentru lucrări un pic mai grele. Iar modelul ăsta pentru lucrări ceva mai finuțe. Ceva de bitări, niște eventual șlefuiri într-un metal, într-un lemn, un disc potrivit, este mult mai ușor și mai comod la lucru față de ăsta. Da, păi sper să fie mulțumit și de chestia asta, așa cum a fost mulțumit și de celelalte scule pe care le-am cumpărat. Eu îi le recomand aceste unelte, îi le cumpăr și mai profit și eu de faptul că vin la mine și mai fac câte un clip din asta, câte o prezentare pentru cine vede pe undeva acest model și intră pe YouTube și poate găsește clipurile acestea, măcar așa ca o prezentare, să le vadă cum arată. Nu vreau să le bag în probă, în material, că vreau să îl dau exact așa cum arată, curat, fără restul de material pe aparatoare și pe aparat, și le va proba el, le va folosi și va vedea cât sunt de bune, cât este de mulțumit. Dar eu am obligația să îi le dau așa cum sunt. Ok, în mare cam asta am vrut să vă arăt. O să ne reauzim la clipurile următoare. O să fac un clip despre niște achiziții recente pe care le-am făcut și eu pentru atelierul meu. Și până atunci eu vă doresc să aveți chef de treabă și numai bine!